Următorul nostru invitat este Rico, care a tras chiul un an de zile. După un an de zile și-a adus aminte de emisiunea Talent Show. Oricum, bine că ai revenit din nou. Îți spun bine ai revenit la emisiunea Talent Show. Să rămână, Cornelia, și bine te-am regăsit. Alături de impresarul tău, am înțeles, nu? Da, alături de impresarul meu, care el se ocupă de mine și știe bine ce face. Chiar am să-l rog pe impresarul tău să te aducă tot timpul la emisiunea Talent Show. Bine, să rămână. O să vin cu el mereu de fiecare dată când o să fie emisiune. Am fost și noi plecați, am avut nunți. Dar acum acolo nu o să mai lipsim. O să vă onorăm cu prezența noastră mereu. Eu vă mulțumesc frumos că ați ales emisiunea Talent Show și mă bucur că l-ați luat lângă dumneavoastră și sper să-l ridicați și mai mult. Și mai mult. Asta ne dorim și că noi. Un impresar asta face, da? Da, avem și noi un proiect pentru el cu niște melodii frumoase și de dragoste și de joc, dar cam de sărbători o să fie și o să venim să le lansăm aici la emisiune. Ok. Rico, ia, spune-mi tu, ce piese ai pregătit? Păi de data asta am venit cu niște piese frumoase care sper să le placă și la toți telespectatorii dumneavoastră și am venit cu trei piese frumoase. De data asta pe live sistem, cu formația, păi trebuia. Live 100%, da, 100% nu? Live și să le ascultăm și dacă mai vorbim. Ai fost plecat în străinătate? Am fost ceva timp în Spania, m-am ocupat de o discotecă și am zis dacă tot am venit în țară să... Și de sărbători pleci sau rămâi în țară? Cred că o să rămân, nu știu sigur dacă o să rămân, dar dacă e ceva, trec cu cea mai mare plăcere pe la dumneavoastră pe aici. Cu mare drag, te așteptăm pentru că noi o să facem filmări și pentru Crăciun, Revelion, așa că te așteptăm la emisiune. Cu cea mai mare plăcere. Îți mulțumesc frumos că ai ales emisiunea noastră și haide să te ascultăm și mulțumim și domnului impresar. Și eu vă mulțumesc și să fie pentru toți telespectatorii Mainele TV.